Glumim acum puțin, așa ne-ați învățat, așa ați învățat fotbalul românesc, după aia a mai venit generația de aur și așa mai departe. Și acum începem să spunem, păi nu ne mai convine o calificare la un turneu final, bine, nu mai vorbim de campionatul mondial, că ne-am mai calificat de mult. Dar uitați-vă, ne gândim și la gimnastică, aoleu, păi nu mai avem medalii acolo, ne uităm și la canotaj, bine, acolo mai avem puține, dar pentru că trăim prin prisma a ceea ce a realizat generația dumneavoastră și o generație două după. Când s-a terminat filmul, mai greu. Și acum începem să spunem, păi nu mai avem performanțe. Să știi că la noi aici, la Craiova, prin filtrul ăsta, publicul, spectator, trece prin filtrul ăsta. Și echipa, și munca antrenorilor, și ei așteaptă și au văzut fotbal de calitate. Au văzut fotbal de calitate și nu poți să-i minți cu nu știu ce rezultat din ăsta strâns de gât și e nemulțumit și imediat reacționează, te fluieră, chiar dacă este victorie sau... E altceva la noi. Craiova este diferită. De-aia nu toată lumea reușește la Craiova. Vorbim și cei care vin ca antrenori așa și să strângă jucătorii și ceea ce trebuie să facă. Eu nu știu, eu de câte ori am venit, am și eu de vreo 4 ori venit la Craiova și într-un fel reușitele mele, pentru că obiectivele care mi s-au pus, sigur, toate au fost îndeplinite, tocmai pentru că am simțit într-un fel așa, știu ce înseamnă spiritul Craiovei. Spiritul Craiovei e să fie foame, e foame tot timpul. Foame tot timpul de rezultate, de fotbal bun. Echipă care să fie tot timpul echipa ca un comando, pentru că noi n-am fost susținut niciodată undeva acolo în forurile ăștia superioare. Că e federație, că e ligă, că eu știu acum, înainte cum era federație. Și atunci trebuia să fim obișnuiți, eu știu, CCA-ul ăsta de arbitri. Și atunci trebuia să fim pregătiți pentru asta. Echipa Craiovei totdeauna a fost ca și trebuie să fie ca un comando. Bun, antrenorii, dar fără să ne dați nume, ca să nu spună că întrebăm special despre ei, cei care au venit acum în ultima perioadă, nu vorbim mai de reghe, în general vorbim, au venit la dumneavoastră să vă întrebe lucrurile acestea, adică, domnul Cârțu, hai să vă scot la, vorbesc foarte serios, hai să vă scot la o cafea, domnule, la Craiova e o altfel de situație, exact cum ziceți, publicul e cum e, trece prin filtrul cu Craiova Maxima, e sete de rezultate. Învățați-ne și pe noi, că vă avem aici, adică, ziceți-ne ce trebuie să facem, în sensul că e un pic diferit față de ce se întâmplă la alte echipe. E mai presiune, public și așa mai departe. Au venit să vă întrebe vreodată. Nea Sorin, explicați, spuneți-ne și nouă niște chestii de astea să ne descurcăm. Nu. Nu și nici eu n-am, eu știu cum sunt ca președinte, nu n-am vrut să mă bag în seamă într-un punct din ăsta, în punctul ăsta de vedere, pentru că nici nu au fost responsabilitățile respective. Eu am avut alte responsabilități pe primii ăștia trei ani, să vină doar așa ani, să știți, nu numai acum, în general vorbim de de perioada în care ați fost la Craiova, să vină la dumneavoastră. Iară sau la... sună cineva. Da, iar, iară sună cineva, dar vorbim, numai dacă ne auzim, e ne bine. Auzim, ne auzim, ne auzim. Da. Și mă gândeam să vină și la ceilalți jucători de la Craiova Maxima. Dom'le, acolo a fost o altă de atmosferă. Bun, lucrurile s-au schimbat. Sunt 30-40 de ani de atunci, societatea s-a schimbat, asta e clar. Dar să vină să vă întrebe, ajutați-mă și pe mine. Vindeți-mi și mie un pont, două, no. Ca niciodată. Nu, 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 nu. Pentru că, eu știu... Nu vreau să intru în detalii, dar ți-am spus, dar nu dacă e, iertați-mă, cineva e vorba apela... să-i ajutați din punct de vedere tehnico-tactic. Da, da. E clar, aici fiecare se descurcă. Dom'le, vindeți-mi și mie două, trei poante, ce trebuie să fac? Că a jucat să acolo ani de zile. Și problemele, și probleme tehnico-tactice, tu nu, ca antrenor, sigur, tu îți respiri, să alegi, tu ai filozofia ta și apoi, dar... E bine să auzi și ideile lui X sau lui Y, pentru că atunci când sunt mai multe idei, poți să, dacă ești capabil, să o tragi exact pe cea mai eficientă. Știi că, uite, și relația mea sau modul în care eu am lucrat, de-aia l-am luat pe Săndoi. Adică am vrut să iau pe cineva în momentul în care am lucrat acum ultima oară pentru Universitatea Craiova, n-am căutat
să am un colaborator sau am căutat să am un colaborator cu care chiar să dezbat ceva, cu care să mă contrazic dacă se poate în niște probleme. Și pe urmă ideea cea mai bună, am gândit, dom'le, dacă sunt două capete, eu știu, deștepte, trebuie să iese ceva de acolo, nu? Da. Așa și cu ei. Nu, n-au apelat, nici eu nu m-am băgat în seamă să, eu știu, să creadă că cine știe ce gânduri am. Sunt faimoase imaginile astea, uitați, să ne uităm la fiecare meci al celor de la Manchester City și ați văzut cum Guardiola tot timpul dialoghează cu Culilio, cu antrenorul secund, tot timpul au ceva, adică la valoarea lui bănuiesc că Guardiola ar fi putut să spună, domnule, ia ușor că eu decid și cum zic eu, așa e bine. La de fiecare dată se așează pe bancă, îl întreabă să mai ridică ăla, să mai ridică el, la fiecare imagine ei au un dialog. Da, am văzut și eu. Dar pe, e o altfel de colaborare sau altfel. Ce la noi se întâmplă? Și zic eu că toți antrenorii, eu știu, colaborează cu și dezbat anumite probleme acolo cu staful lui tehnic. Pentru că am văzut în ultimul timp staful tehnic e foarte bogat și la noi în România. Nu mai e să zici că ai doar un antrenor secund sau maxim doi antrenori. Ai și antrenorul cu portari, ai 2-3 preparatori fizici, că știu, care lucrează cu accidentații, care lucrează cu... Deci, din punctul ăsta de vedere, a evoluat și eu sunt de acord cu situația asta, dar chiar, într-adevăr, e bine să se folosească unul de celălalt. Magicianul Robert Tudor ne-a spus să vă întrebăm ce ceas mai aveți la mână. Nu mi l-a luat, că eu nu port ceasul, dar vine pe acolo, e la bâză. Nu prea am purtat. De fiecare dată când a venit la sărbătoarea, da, clubului, da, e simpatic foc și face, da, lucruri bune, așa ne aici amuzăm tare cu el. Și pe aici a venit, da, și ni l-a văzut și eu, râd mereu la... Da. La emisiunea voastră, când vine el pe acolo. Și când dă Vitu cu laptopul. Da, mai râde ce să facem. Că, da. Mai mă uit acolo. Să știi că dacă eram mai tânăr, așa cu vreo 30 de ani, vă furam asistenta. Da. Păi puteți veni oricând sunteți invitat. Adică de ce mai tânăr cu 30 de ani? Nu, mai așa, așa. Da. Merită ceva mult mai bun. Am înțeles, da. Nu de 67 de ani. Mulți înainte, lăsați că e o vârstă da, frumoasă. Vă e dor de ceva de la Craiova Maxima? De colegi. Aș fi vrut să petrec toate, să, eu știu, anii ăștia cât mai avem, eu știu, și cum sunt acum în conducerea echipei și chiar dacă nu eram în conducerea echipei, să mă întâlnesc, să stăm împreună, să stăm cu ei. Dar fiecare, unii sunt cu probleme, ceilalți au murit, vreo că cine, Balaci, Ștefănescu, Crișan, Tilihoi. Și era într-adevăr o adevărată plăcere să te întâlnești. Ce să spun, cu Ilie, când anul în care a murit, parcă ne-a fost așa scris, dacă nu, de fiecare dată când venea în Craiova ne întâlneam. Mergeam la mine la restaurant, mâncam, eram cu prietenii, cu foarte, foarte mult timp am petrecut. Parcă știa că și ea la revedere, nu știu. La fel și cu Tili Hoi, cât a fost pe aici. Ce să spun? Asta ar fi ce mi-aș dori cel mai mult, să-i simt pe lângă, așa, să ne mai întâlnim, să-i vedem. Chiar dacă sunt trăiau la Baia Mare sau la București sau în altă parte. Era bine să știu ceva de ei, că sunt în viață. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!